Drumul de țară pe care practic este imposibil de circulat după o ploaie sau odată cu topirea zăpezii. Găropi la fiecare metru. Aceasta este imaginea sumbră a drumurilor din satul Iabloana. La capitolul drumuri, satul Iabloana nu este o excepție în comparație cu celelalte localități rurale din Republica Moldova. Șoferii și locuitorii acestui ținut sunt indignați de situația drumurilor și susțin că acestea nu au fost reparate de foarte multă vreme. Și este drumuri, este zgrochi. Ia că duceză mai în deal să-ți vedea acolo, până la cimitir și drum avem. Poți să răstoarni mortul din săcriu. Ужасный. Сколько лет уже езжу сюда, они тут. Яма на яме. А другое, что можно сказать? Ничего не сделано. Ничего не сделано. И рэу, ще, ну, видеть, когда найти в семерочку машина. Да, пижос? Эй, пижос, я не тушем, но я пису шау, ша по антовщим. Да, пи улицы лесе найти в семерч. И глода мунка. Вот, спишите ты локу и... Да. Не... Au spus că ar să facă și nu mai face nimic, nică. Chiar dacă oamenii susțin că nu au fost efectuate lucrări de reparație a drumurilor, primarul de Iabloana are o altă versiune. Chiar în toamnă am luat toate gropile care erau, le-am asupat cu petriș de asta. Acum, după iarnă, e clar că s-au din nou s-au descoperit gropile și... Într-o săptămână undeva am comandat deja petriș din nou să le facem, fiindcă cu asfalt e costisitor treaba asta. Ținem să menționăm că la data de 8 februarie pe site-ul tvprim.md a fost plasat un comentariu de către o persoană anonimă în care am fost informați despre situația critică a drumurilor din satul Iabloana. Marina Lazar, Mihai Moldovanu, pentru știri.